Bună și bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe acest canal Parfumat, unde povestim de obicei despre parfumuri. Astăzi vreau să vorbim despre cea mai nouă lansare la Tafa, cred eu, nu știu, din ce am văzut eu, și anume Her Confession, un parfum inspirat din iubitul și adoratul Blanche Bett. L-am purtat și pe acela, am avut un decant, m-am bucurat de el, este un parfum minunat. Mi-l amintesc foarte bine. Și vreau să vorbim despre acest parfum care este inspirat din Blanche Bett, cu această sticlă minunată și foarte discutată, ca să zic așa, pentru că unele persoane nu suportă sticla asta și unele o iubesc tare mult și mie îmi place să nu vă aud pentru că mi se pare o sticlă foarte, foarte frumoasă. Prezentarea parfumului este 10 din 10 din punctul meu de vedere, pentru că arată frumos. Mi se pare combinația asta interesantă dintre albul acesta lăptos și auriul acesta, care este un auriu frumos, nu este chicios. Mi se pare că sticla este foarte bine finisată, deci totul e perfect. Îmi place sticla foarte mult, foarte mult. Și na, poți să o folosești și pe post de bibelou. Arată foarte bine pe birou și îmi place. Deci, haideți să trecem mai departe și o să vorbim puțin despre acordurile și notele acestui parfum și vreau să începem cu acordurile. Avem vanilie, flori albe, tuberoză, ambră, dulce, floral, pudrat, cald condimentat, moscat și balsamic. Și ca și note avem așa, mystical și scorțișoară în deschidere, în mijloc avem tuberoză, mahoniel, iasomie și tămâie, iar în bază avem vanilie, tonka și mosc. Vreau să vă spun întâi cum îl simt pe piele și apoi o să vă spun cum îl simt și în aer, pentru că l-am purtat, nu are foarte mult timp de când este desfăcut, hai să zic că are 2 săptămâni, cam 2, dar nu cred că are 2 și cred eu și sper eu că se mai intensifică. Sunt mulțumită per total de parfum, îmi place, dar o să vă spun cam, de fapt o să vă răspund așa la niște întrebări, pentru că în cazul în care vă uitați la clipul acesta, cu siguranță aveți niște întrebări și cam ce aș vrea eu să știți voi sau ce cred eu că ați vrea voi să știți despre parfumul acesta, eu o să vă spun. O să vă spun cum mi se pare față de Blanche Bett, despre performanțe, despre mulțumiri și nemulțumiri, pentru că am și niște nemulțumiri. Este un pic afumat și este un miros de mosc combinat cu flori, cu petale de flori albe și cu tămâie, cred că este. Un pic spicy, dar nu pot să zic că simt scorțișoara aia pe care o simt de obicei în parfumuri, deci nu simt scorțișoara, dar tămâia cred că se simte. Nu este ceva deranjant, nu este ceva foarte puternic, atât de afumat încât să iasă în evidență, nu iese în evidență. Eu v-am mai spus vouă că pe piele se simt toate etapele parfumului, însă în aer acesta are așa un miros amestecate toate, ca să zic așa. Deci pe piele se simte o combinație de flori cu tămâie, un pic spicy, pe o bază cremoasă lăptoasă. Deci nu o să simțiți nimic spicy fără izul acela cremos și lăptos și alb. Vreau să vă spun la ce mă duce cu gândul parfumul acesta, ca să înțelegeți exact. Mi-a rămas ceva în minte, am văzut multe recenzii și vreau să vă spun cum mi se pare mie. Spunea cineva că este un parfum gurmand, din punctul meu de vedere nu este gurmand. Adică nu aș mânca neapărat așa ceva, nu mi se pare atât de dulce încât să zic că este un desert. Poate cumva te duce cu gândul la un lapte, dar pe mine parfumul acesta mă duce cu gândul la alb, la cremă de corp. O cremă de corp lăptoasă. Pot să vă dau și un exemplu, de exemplu Sakura de la Rituals, în zona aia, dar acesta este mai lăptos, mai finuț, dar poate ați încercat Sakura și
ca și direcție, nu miroase la fel. Este un parfum dulceag. Nu este dulce, nu mi se pare un parfum gurmand, nu este ceva ce aș mânca. Este mai mult cu flori albe, cu lapte. Are și vanilie, dar nu este o vanilie foarte dulce. Deci este un dulceag. Un dulceag pe care poți să-l porți și vara, ca să vă faceți o idee. Mi se pare că primăvara și vara acest parfum poate să strălucească. Îmi place în perioada, pentru perioada caldă, mi-ar plăcea pentru că mi se pare parfumul acela de purtat cu rochii albe. Mi se pare parfumul acela perfect pentru a-l purta la ținute casual cu tricouri, tricouri albe mai ales. Este un parfum care îmi dă o stare foarte bună, este cremos și cald totodată. Îmi dă senzația aia de parfum curat, de lenjerii curate, de lenjerii proaspăt spălate, de pene albe, pentru că este așa pufos ca un fulg. Dimineața perfectă de sâmbătă, vara, așa miroase. Așa mi-l imaginez eu pe Her Confession. Haideți să vă spun cum îl percep și acum, în perioada rece. Dacă v-am spus că mă duce cu gândul la haine albe, la, uite, de exemplu, la haine de in albe în perioada caldă, mi se pare perfect și primăvara și vara, acum puteți să vă faceți o idee de cât de dulce este parfumul acesta. Vă știți că mie îmi plac parfumurile dulci, dar când este foarte cald nu sunt nici eu exagerată, da, să port parfumuri foarte dulci când este foarte cald afară, dar pe acesta aș putea să-l port cu succes. Deci nu este un parfum foarte dulce. În perioada rece, toamna și iarna, este parfumul acela care îți oferă confort și relaxare. Da. Mie îmi place foarte mult mirosul lui. Deci chiar îmi place foarte mult. Mai am un parfum în colecție sau am avut, pentru că l-am consumat, care îmi dă același vibe ca și Her Confession. Și pe acela l-am purtat vara, chiar cu haine albe, cu rochie albă, și m-am simțit foarte bine purtând parfumul acela. Deși să știți că este un parfum mai dulce decât acesta, la sfârșit o să vă mai dau o variantă de parfum clean, cremos, lăptos în zona lui Her Confession. Haideți să vorbim acum despre cum mi se pare acesta față de Blanche Bett. Am purtat Blanche Bett, nu pot să zic că îmi amintesc exact cum era Blanche Bett, dar pot să zic că seamănă. Este un parfum care seamănă cu acela foarte bine, mai ales în aer, deși, din ce țin eu minte, Blanche Bett este un parfum mai in your face, mai puternic, proiectează foarte bine. Deci, performanțele sunt wow la Blanche Bett. V-am spus că acesta mi se pare un parfum ceva mai intim, da, nu proiectează foarte mult sau nu proiectează acum, poate se mai intensifică după ce se așează. Știți că unele parfumuri au nevoie de această maturare, maturizare și mai ales cele de la Latafa. Deci eu am parfumuri în colecție care s-au bubuit, să zic așa, după o perioadă mai lungă și mă aștept să fie și acesta așa, pentru că, ce să zic, în general parfumurile de la Latafa sunt destul de puternice. Deci, după cum vă spuneam, Blanche Bett este mai puternic, are și o altă calitate, să fim corecți până la capăt, dar și prețul este unul total diferit de Her Confession. Asta în cazul în care nu o să depășească și acesta 500 de lei la un moment dat, cum l-am văzut pe Eclair, pe bune, deci pe bune, pe bune. Cum să faci Eclair sau Her Confession, cum să-l faci 500 de lei pe un site? Nu ai cum să faci așa ceva. Păi dacă Eclair este inspirat din Bianco Latte și Bianco Latte poți să-l găsești și la 500 și ceva de lei acum, că este Black Friday, da? Cum să fie diferența
ajunge să fie ecler mai scump, adică un parfum inspirat să ajungă mai scump decât originalul. Mi se pare iurea chestia asta, adică ar trebui să mențină totuși niște prețuri. Din punctul meu de vedere, dacă ai testat Blanche Bette și ți-a plăcut foarte, foarte mult, dacă tu te îndrepți către parfumurile de nișă și de designer sau către parfumuri mai scumpe, cu siguranță nu o să-ți înlocuiască Her Confession Blanche Bette. Nu. Dar dacă tu te îndrepți către parfumuri arabești, nu vrei să dai foarte mulți bani pe parfumuri, cu siguranță Her Confession o să îți înlocuiască cu succes Blanche Bette. Asta este părerea mea. Eu nu pot să zic că vreau neapărat Blanche Bette în colecție, dar este un parfum care îmi place. Mi s-a părut că este mai in your face, mi s-a părut că are o parte ceva mai lemnoasă, un pic mai pudrată, da, mai un pic aspră, aș putea să spun, pe undeva pe la mijloc, pe acolo până se așează el. Iar Her Confession este de la început până la sfârșit foarte cremos-oloptos. Părerea mea este să luați pe Her Confession ca și pe un parfum de sine stătător, să nu vă gândiți că este un înlocuitor pentru Blanche Bette, pentru că nu este așa, din niciun punct de vedere. Sunt diferențe și la miros, dar sunt diferențe și la calitate și performanțe. Blanche Bette este un parfum puternic, foarte elegant, foarte impunător, așa, chiar dacă este un parfum alb, cremos. V-am spus că mi se pare chiar și mai pudrat și mai in your face și poate și un pic mai aspru. Acesta este ceva mai lăptos și este mai liniar, dar de sine stătător, dacă îl luați pe acest parfum, dacă căutați un parfum lăptos, clean, pufos, curat, vi-l recomand cu acesta. Pe acesta nu este un parfum foarte dulce, nu este un parfum dulce din punctul meu de vedere, ci este dulceag. E dulceag. Miroase ca o cremă albă care te relaxează. Deci e atât de frumos, este atât de frumos și atât de alb lăptos. Îmi place mult de tot. Her Confession este undeva la 200 de lei cel mai mic preț. Era pe un site la 200 de lei. Este și pe la 250 de lei. Sinceră să fiu, eu nu aș da mai mult de 200 de lei pe el. Nu consider că merită, mai ales dacă rămâne cu aceste performanțe, din punctul meu de vedere nu merită. Și oricum nu merită mai mult de 200 de lei. Probabil că o să scadă prețul. Este mai nou și ca și orice lansare este așa, începe cu un preț mai mare. Merită prețul? Nu știu ce să zic. Nu știu. Pentru că sunt un pic dezamăgită, pentru că îmi place foarte mult mirosul, îmi place foarte mult aroma, îmi place parfumul din toate punctele de vedere, dar aș vrea să-l simt mai mult. Aș vrea să proiecteze mai mult, să-l simt. Rămâne mirosul pe haine, dar nu îl simt prea mult pe mine. Asta vreau să zic. Eu nu mă refer aici la o proiecție pe care s-o simtă cei din jurul meu, eu mă refer la mine. Și când nu îmi simt parfumul, primesc eu așa niște adieri din când în când, dar... Și vreau să vă mai recomand un parfum care mi se pare că are același vibe, și anume Mont Blanc Signature, pe care eu l-am și consumat, am avut 30 de mililitri. Și vreau să vă spun că atunci când am testat prima dată Blanche Bette, m-a dus cu gândul fix la Mont Blanc Signature. Și acela este tot așa, cremos, lăptos, ca o cremă albă de corp, dar mi se pare ceva mai dulce. Și față de Blanche Bette și față de Her Confession, mi se pare că acolo vanilia iese mai mult în evidență. Și mi se pare că Mont Blanc Signature are partea aia pudrată care iese mai mult în evidență în Blanche Bette decât în Her Confession. Deci cumva, ca și vibe, nu neapărat ca și miros, nu este o clonă,
Mi se pare că se duce foarte mult în zona lui Blanchpet. Her Confession mi se pare slăbuț, dar îmi place. Da, pot să spun asta. Nu este așa de puternic cum aș vrea eu, dar îmi place. Îmi place, o să-l țin în colecție, o să-l folosesc, o să-l mai las să se mai așeze și o să revin cu update în cazul în care parfumul ăsta. Deci nu am pretenții de la el, doar să îl simt mai mult pe mine. Simplu. Mirosul îmi place la nebunie. Da. În cazul în care sunteți în căutarea unui alt parfum în zona asta, vă recomand cu mare drag Mont Blanc Signature și este și ceva mai dulce. Acolo chiar iese în evidență vanilie, nici acela nu este un parfum gurmand, cum se spune despre acesta, dar tot așa este pudrat, cremos, lăptos. El are și o deschidere cu niște citrice, dar da, îmi dă același vibe cu Blanchpet și cu Her Confession. Nici nu știu ce să vă mai spun, v-am zis că este un parfum alb care mă duce cu gândul la cremă albă de corp, care este foarte confortabil și plăcut și clean și mi se pare parfumul acela perfect pentru a-l purta la birou, la sală poți să-l porți, nu știu, unde nu ai vrea tu să porți un parfum foarte in your face, foarte puternic, unde nu vrei să porți un parfum care să fie floral, dar vrei să fie confortabil, să te facă pe tine să te simți bine, să nu-i deranjeze pe cei din jur, să nu fie înțepător, să... mă rog. Deci chiar este un parfum curat. Curat și cremos și lăptos, din punctul meu de vedere, și un pic dulceag, florile alea cremoase, dar v-am spus că este un parfum versatil pe care poți să-l porți și vara. Și primăvara mai ales mi se pare foarte frumos, da? Primăvara mi se pare perfect, deci perioada cea mai potrivită pentru el cred eu că este primăvara, dar în perioada rece, dacă vrei un parfum curat, confortabil și cremos, e perfect. Deci e perfect și acum. Și haide să încheiem într-un mod așa, cu întrebarea întrebătoare, înlocuiește cu succes Blanchpet? Nu. Nu îl înlocuiește pe Blanchbet. Pe acesta îl puteți iubi dacă îl luați ca și pe un parfum de sine stătător. Că tot am auzit persoane că este la fel, nu este la fel din niciun punct de vedere, nici din punct de vedere al prețului, ceea ce îl avantajează pe Her Confession, nici din punct de vedere al performanțelor. Blanchpet este Blanchpet, are altă calitate, are altă alte performanțe, ba chiar are și alte etape de dezvoltare. Adică nici mirosul nu este 100% la fel. Că am văzut multe clipuri gen persoane care sunt foarte cunoscute pe TikTok, nu mă refer în România, mă refer afară, că eu urmăresc foarte mult fetele de afară. Nu este la fel. Asta este părerea mea. Așa îl percep eu pe Her Confession. Dacă vreți un parfum de sine stătător, cremos, lăptos, confortabil și curat, vi-l recomand cu mare drag pe Her Confession. Nu dați mai mult de 200 de lei pe el. Părerea mea. Dacă vreți un parfum foarte elegant, impunător, alb, cremos, lăptos totodată și cu niște flori albe și un pic lemnos, deci un parfum ceva mai complex, nu că ceva mai complex, un parfum complex, un parfum cu performanțe bune și sunteți dispuse să dați peste 1000 de lei, mergeți pe Blanchbet. Cam atât pentru astăzi, aștept părerea voastră, sunt foarte curioasă de cum percepeți voi Her Confession, dacă l-ați testat, dacă vreți să-l testați. Dacă vă tentează, dacă vă place Blanchbet, dacă l-ați înlocui sau nu l-ați înlocui pe Blanchbet, discutăm în comentarii pe seama lui. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să-mi lăsați un like, să împărtășiți clipurile mele cu prietenii voștri și noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!